Bună ziua! Mă numesc Ștefan Boitan și astăzi, în direct, vom discuta despre ajustarea tarifelor la apă și canalizare pentru consumatorii orașului Cahu. Invitații noștri de astăzi este Vasile Zagaievski, directorul întreprinderii municipale Apă Canal Cahu și Oxana Bondar, economist. Bună ziua! Bună ziua! Pe data de 17 ianuarie, Consiliul de Administrare a întreprinderii municipale Apă Canal Cahu în cadrul acestea s-a discutat de ajustarea tarifelor pe anul 2013 pentru prestarea serviciilor de această întreprindere. Domnul Zagaievski, cum credeți? De ce această întrebare până acum nu a fost pusă pe ordinea de zi la Consiliul Raional Cahu? Că de grabă avem deja un an de zi. Deci, știți, asta întrebarea nu e la mine, fiindcă nu pot eu să hotărăsc când ar fi pus întrebarea pentru a fi studiată la Consiliul Orășănesc, dar cred eu că au fost ceva probleme în Consiliu. Chestia între aceea că întreprinderea municipală Apă Canal Cahu, ultima dată, tarifele care au fost întărite de către Consiliu au fost în 2008. Deci de atunci au trecut de acum 6 ani. În timp de 6 ani, cum spune, a curs foarte multă apă prin râul Prut, de unde noi luăm apa și o prelucrăm și pe urmă o dăm la populație. În afară de asta s-au schimbat foarte multe tarife și prețuri care noi, la materiale care noi le folosim pentru tratarea apei. De pildă, energia electrică la noi e în tariful vechi 96 de bănuți. La moment tariful e 1,54 leu, dacă nu. Da, 1,54 leu. Deci, spate s-o cătit cât s-a ridicat numai energia electrică. În afară de asta s-au mărit prețuri la benzină, motorină, gaz lichifiat, la substanțele chimice care noi le folosim pentru tratarea apei. Vedeți că pentru a trata apa potabilă, deci noi folosim așa numit coagulant și clor lichifiat. În afară de asta mai folosim un șir de reactive chimice care sunt mai specifice, dar el trebuie pentru a avea o calitate bună a apei care o prestăm populației în orașul Cahu. Nu pot să spun de ce așa mult a fost răgânat. Asta, întrebarea, nu-i la noi. Mișa mea, Bondar. Puteți să ne aduceți oricare argumente numerice de ce întreprinderea municipală la canal cere majorarea tarifului? Adică numerice. Statistic. Deci, după cum a menționat și domnul director, au fost majorări la acele resurse materiale și energetice pe care întreprinderea le utilizează în cadrul procesului tehnologic. Dacă să vorbim în cifre, deci au fost majorate prețurile la energie electrică, majorarea constituie 45,8%. La combustibil a fost o majorare de 59,5%. Reactivii chimici folosiți pentru tratarea apei la 22,2%. De asemenea, au influențat așa factori ca modificarea legislației ce privește retribuirea muncii. Deci avem o majorare a salariului minim care este necesar să fie stabilit de la 900 de lei, salariul minim stabilit și calculat în tariful care acum este, în vigoare, s-a majorat la 1400 de lei. Astfel avem o majorare de 55,5%. De asemenea, în afară de resursele energetice pe care le utilizează în proces tehnologic întreprinderea, deci sunt și alți factori, precum ar fi inflația, în general, în țară și altele. Domnul Zagaievski, dacă Consiliul Orășănesc nu va modifica prețurile la serviciile prestate de întreprindere, la ce pot să se aștepte consumatorii orașului? Deci în caz că dacă nu va fi totuși
precăutate și întărite tarifele, deci noi vom fi nevoiți, pur și simplu, nivelul de prestare a serviciilor să fie cu mult mai rău. Fiindcă noi am mai avut așa înainte, când nu era tariful, nu prea tariful toate cheltuielile, și noi am fost nevoiți să trecem la aprăznarea orașului pe grafic, adică dădem dimineața, seara apă, cu toate că din asta pricină cheltuielile nu prea se micșorau. Pur și simplu energie electrică se micșora și gata. Chestia între aceea că furnizorul de energie electrică, în contractul care noi l-avem cu dânsul, acolo e scris că noi trebuie în fiecare lună, până pe data 9-10 a lunii precedente, să achităm energie electrică. Noi folosim, adică cheltuim, în jur de 320-330 de mii de lei, asta numai energie electrică. Și deci dacă nu o plătim, furnizorul are dreptul, e drept să ne deconecteze obiectul nostru din pricină că nu achităm. Aici fi noi facem față la asta, dar cu fiecare zi tot mai greu și mai greu, fiindcă fluxul de bani care vin nu acoperi toate cheltuielile și deci, bineînțeles că noi ne strâns plătim. Acum plătim în primul rând energie electrică, adică impozitele, pe urmă leafa și dacă mai rămâne pentru ceva, mai facem ceva, dar dacă nu... Deci în instanță finală hotărăște mărirea tarifelor? Instanța finală, conform metodologiei de calculare și întărirea tarifelor, asta e Consiliul Orășănesc. Dar care sunt prețurile planificate? Deci, conform calculul care îl avem, pentru apă e 15,37, dacă nu... Pentru agenții economici, nu, asta e tariful mediu. Noi, ca atare, nu putem să propunem... Deci, diferențarea tarifelor poate fi făcută numai de Consiliu. Noi, pur și simplu, calculăm tariful mediu. Tariful mediu pentru apă e 15,37, pentru canalizare e 11,28, da? Da, calculat. 11,28. Deci... Deci, chestia între așa e că canalizarea a fost într-un, cum spune asta de acum, istorie, în 2006, a fost calculat pentru întreprinderile și agenții economici care au surse proprii de apă, a fost calculat un tarif aparte pentru canalizare. Părere de rău, a intervenit un tip de lobby și s-au hotărât că nu, o adus înapoi tot la mediu, dar a rămas una, că nu s-au acoperit întreprinderii pierderile care să aibă din pricina că pentru așa întreprindere era tariful, atunci era 11,76, dar pentru ceilalți agenți economici era 4. Și deci, aia asta, 76 de lei, au rămas pe schinarea întreprinderii. Noi am fost nevoiți. Până acum, deci noi până acum lucrăm cu pierderi. Nu e chestia între așa, dar pur și simplu, într-o zi bună, noi pur și simplu n-ați putem face față obligațiunile care le avem față de populație, față de asta, fiindcă n-avem unii. La noi unica sursă de achitare, asta e tarif. Noi facem lucrări adăugătoare, dar și în timp de an facem adăugător 700-800 de mii de lei. Dar noi avem cheltuieri la 17 milioane. Domnul Șarabon, dar care sunt pierderile întreprinderilor?
pierderile întreprinderii, deci începând cu anul 2010, întreprinderea suportă pierdere peste 2 milioane de lei. Deci dacă în urmă... Da, dacă în 2009 au fost careva pierderi în sumă de 400 de mii de lei, păi începând din anul 2010, deja pierderile sunt mult mai mari, peste 2 milioane de lei. Dacă nu ar fi aceste pierderi, ar fi nevoie de majoră tarifă? Desigur, fiindcă cresc prețurile la resursele energetice pe care întreprinderea le utilizează în proces tehnologic. Deci, noi vreau să spun, ca să știi și consumatorii noștri, noi în decursul aproape de acum 10 ani am implementat două proiecte de mare valoare în sistemul de aprăznare cu apă, adică prima tranșă a creditului Băncii Mondiale în sumă de 2.750.000 de dolari și a doua tranșă în sumă de 1.500.000 de dolari. Grație ceea ce am implementat, deci noi am micșorat cheltuielile de energie electrică la 25%. Dar, părere rău, în timpul ăsta a crescut prețul la energie electrică încă mai mult. Și deci, cu toate că am făcut lucrări care au adus ceva bun și pozitiv pentru întreprindere, cheltuielile totdeauna s-au mărit. Dacă noi nu facem lucrările astea, prețul avea să fie cu mult mai mare. Cu toate că, conform condițiilor creditului, toate acestea, economii și mai departe, trebuie să rămâi la întreprindere pentru a dezvolta mai departe întreprinderea. Da, pentru a investi în producere. Domnul Zagăiescu, ce ar trebui să întreprindă administrația locală pentru ca să apară pe ordinea de zi, în sfârșit, această întrebare fie pusă la vot? Deci, chestia într-aceea că la ultima ședință care a fost, s-a prins o hotărâre de a întări tarifele pentru sate, în legătură cu aceea că noi nu putem să prestăm servicii în sate neavând tarife. Și s-a ajuns la un consensus că când ați fi întărit bugetul orașului pe anul 2014, deci va fi concretizat și tarifele pentru orășeni. În ce privește ce ar trebui pentru ca să ne dezvoltăm noi și așa mai departe? Deci noi suntem în căutare de investiții. Apoi de investiții. Ce investiții am venit? Deci v-am spus despre credite, v-am spus de la Banca Mondială, două credite. În afară de asta, de la Fondul de Cooperare a Germaniei, GIZ, am avut 3.600.000 de lei investiții pentru întărirea instituțională a întreprinderii. Deci au fost procurate un șir de mecanisme, un șir de computatoare și așa mai departe pentru a fi mai operativ în calculare și achitarea cu consumatorii noștri. La moment avem deci încă o investiție aproape de 500.000 de euro care va fi legată cu reabilitarea stanței de tratare a apă potabilă. Stanția de apă potabilă din orașul Cahul a fost construită în 1970. De atunci au fost făcute așa niște reparații cosmetice, dar așa ca să fie capital nu a fost reparat niciodată. Deci acum se prevede din acestea 500.000 de euro să fie schimbate toate vanele,
țevile de schimbat, nisipul și așa mai departe. Deci noi, ca, eu ca specialist socot, dacă îmi faci și ai să lucru, apa, calitatea apei să va fi cu mult mai bună. Și deci în, undeva la sfârșitul noiembrie trebuie să fie licitația, unde va fi ales antreprenorul care va opera lucrările care trebuie făcut. În afară de asta, deci este o strategie a Râului Cahul pentru dezvoltarea sistemului de apeduct în raion, în care se prevede ca sursa de apă pentru aproape tot raionul să fie stanții de tratare apă potabilă. Deci, grație că stanții de tratare apă potabilă are la noi o capacitate de producere de 24.000 de metri cubi în 24 de ore, asta aproape 1.000 de cuburi în fiecare oră. Noi, la moment, folosim în jur la 7.000, 8.000, așa el am de capacități, cum spune, să primblă, guleaie pe rusește așa. Și deci avem putință să aprăznăm cu apă aproape tot raionul. Asta spun așa, fără să... Este posibilitatea de extindere pe tot. Da, este posibilitatea de extindere la toate... Acum, când am fost dat de 16, au fost deci, reprezentanți de la guvernul Germaniei și se duce tratative pentru a primi niște surse financiare pentru construcția apeductului în clusterul D, adică de la Cahul până la Găvanosa. Costul, după cât eu știu, e în jur la 70 de milioane de lei. Parcă, după cât am înțeles eu, întrebarea se hotărăște pozitiv. Și deci atunci Lebedenco, Ursoaia, Pelinei, Găvanoasa, cu perspectivă la Alexander Feld, poate și Vulcănești și Alexandru cu Zavodă, să aibă apă de la noi. Mai departe, deci este o strategie că apă să dăm și înspre Moscovei, înspre Doina și așa mai departe. Cum ar fi mai departe asta, de acum, în perspectivă mai departe. Dacă ați măsatele care deja beneficiază de serviciile apă canal? Deci, beneficiază de serviciile apă canal Satul Roșu, aproape 76% de acum din populație este conectată. Pașcani, în jur la 80% este conectat. Mai departe, adică ce mai aproape în care mai departe o să fac lucrările astea, e Crihana Veche și Mandă. Până ce fi cu aceste două sate, mai avem o leacă probleme, dar cred că s-a putut întreba. Noi vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc că ne-ați oferit posibilitatea ca să vorbim cu consumatorii noștri, cu abonații noștri. Și rugăm să ne înțeleagă că noi nu vrem să ridicăm prețul, pur și simplu de aceea ca să ridicăm. Noi pur și simplu trebuie să, pentru a da un serviciu, a presta un serviciu bun, el trebuiește plătit. Adică de susținut financiar. De atât așa. Suntem nevoiți. 6 ani ne-am stărit să nu ridicăm tarifele, dar părere de rău, noi nu trăim în vacuum. Noi trăim tot aici, în oraș. Dacă s-a ridicat patlajică la piață, înseamnă că tot asta se răsfrânge la tot asta. Deci, cu idei și propuneri vis-a-vis de subiectul dat, puteți apela la numărul de telefon 20886 sau site-ul întreprinderii, care este o investiție recentă, www.apacanalcahul.md. Vă mulțumim că ați fost alături de noi.
sugestiile și propunerile, puteți să le lăsați în comentarii sau pe pagina noastră de Facebook. La revedere!